Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Hare Hare
Bună seara, dragi invitați, și bine ați venit la seminarul nostru online intitulat Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali, din cadrul Centrului de Studii Vedice ISKCON București. Astăzi, lectorul nostru, Radha Govinda, va continua studiul aforismului 32 din cel de-al doilea capitol, intitulat Sadhanapada, prin intermediul căruia am început studiul principiilor Niyama. Mai exact, am vorbit despre Santosha, sau mulțumirea de sine, despre tapas, austeritatea, și svadhyaya, sau studiul textelor sacre. Iar astăzi vom studia Ishvara Pranidhana, sau predarea față de divinitate. Seminarul va dura aproximativ o oră și la sfârșit vom avea o secțiune de întrebări și răspunsuri. Vă recomand să notați orice întrebare apare și să o puneți la sfârșit. Înainte să începem, aș mai dori să rog persoanele ce sunt alături de noi pe Zoom să aprindă camerele pentru a face experiența mai personală și să se ține pe mut până la sfârșit. Vă mulțumim foarte mult, haideți să ascultăm împreună pe Radha Govinda. Aha, mulțumesc mult, Cosmine. Poți să-mi dai, te rog, share screen? Îmi scrie, screen sharing has failed to start. El este pornit, mai încercați o dată. Bun, hai că o să ies și o să încerc încă o dată. Ok, a pornit? Da, totul este clar. Bine, deci vreau să vă zic și eu bună seara tuturor și vă mulțumesc foarte mult pentru participare de astăzi. Ultima oară noi am discutat în cadrul acestui seminar de Yoga Sutra, deci noi am studiat Svadhyaya, care reprezintă cea de-a patra observare lăuntrică Niyama. Aceste cinci niyama sunt descrise, după câte ținem minte, în Sutra 32. Haideți să o vedem încă o dată, această sutra, în care înțeleptul Patanjali spune Shaucha Santosha Tapa Svadhyaya Ishvara Pranidhanani Niyamaha. Shaucha, puritatea internă și externă, santosha, mulțumirea, tapas, austeritatea, svadhyaya, studiul scripturilor sau recitarea mantrelor, și Ishvara Pranidhana, devoțiunea sau dăruirea față de Dumnezeu. Acestea constituie regulile niyama. Haideți să ne aducem aminte puțin despre lucrurile pe care le-am discutat în cadrul svadhyaya. Deci, după cum țineți minte, svadhyaya se referă la studiul textelor sacre și svadhyaya înseamnă nu doar studiul, ci studierea, trăirea acestor cărți sacre, al cărui obiect de studiu este eliberarea. Deci aici e un lucru foarte important, pentru că vedele sunt descrise ca și Kalpaturu, ceea ce înseamnă un copac al dorințelor care are foarte multe ramificări. Deci dacă, bănuiesc că ați mai auzit până acum și noi am discutat aici în cadrul acestui seminar de Yoga Sutra, am vorbit despre cele așa numite patru purușartas, adică patru scopuri ale vieții umane care reprezintă Dharma, Artha, Kama și Moksha. Dharma înseamnă îndeplinirea datorilor prescrise, Kama înseamnă satisfacerea simțurilor în modul bunătății, într-un mod în care noi invocăm foarte multă karma proastă. Artha înseamnă acumularea de bogății, de energie, și Moksha înseamnă eliberarea din ciclul de naștere și de moarte. 99% din scripturile vedice descriu primele trei, Dharma, Artha și Kama. Și doar 1% din scripturile vedice descrie moksha, descrie eliberarea din ciclul de naștere și de moarte. Prin urmare, trebuie să înțelegem că atunci când studiem niaya, logica, când studiem, de exemplu, gramatica sanscritei, sau când studiem cosmologia universului, sau când studiem doar Ayurveda pentru a menține sănătatea corpului, sau studiem doar posturile asana pentru a menține, de asemenea, echilibru mental, acest lucru nu neapărat reprezintă svadhyaya. Svadhyaya înseamnă
studiul scripturilor care descriu într-un mod limpede al căror scop final este moksha sau eliberare din ciclul de naștere și de moarte. Și noi am discutat patru definiții al termenului svadhyaya. Deci prima definiție a fost definiția etimologică. Am auzit că sva provine de la sine sau sufletul uman, adhyaya înseamnă educație sau studiu, analiză, citire. Și literalmente svadhyaya înseamnă propria lectură, luare de lecții cu scopul realizării sinelui. Cum Taittiriya Aranyaka spune, svadhyaya adhyetavyaha. Pentru atingerea realizării spirituale trebuie să practici svadhyaya sau studiul sinelui. Am auzit de asemenea o definiție generală al termenului svadhyaya care spune, haideți să vă arăt pe slide, care spune studierea, înțelegerea, cugetarea și trăirea profundă a adevărurilor descrise în scrierile vedice. Și avem acest verset din Taittiriya Upanishad care spune un acharya, adică un guru care învață prin propriul exemplu, care este bine versat în scripturi, își instruiește discipolul în modul următor. Vorbește doar satya, urmează dharma și niciodată nu întrerupe studiul textelor sacre, svadhyaya. Și cum am discutat și miercurea trecută, Taittiriya Upanishad folosește, la sfârșitul acestui verset, folosește cuvântul ma pramada, ceea ce înseamnă nu întrerupe svadhyaya nici într-un caz. Deci pentru că studiul scripturilor rămâne un element esențial pentru practica de sadhana. Nu evita nici într-un caz studiul scripturilor. Și pramada, după câte țineți minte, înseamnă nu fi nebun. Deci de la pramada avem cuvântul englez mad. Deci mad, pramada. Pramada înseamnă foarte mad, adică foarte nebun. Nu fi nebun, adică nu rămâne ignorant nici într-un caz, pentru că ignoranța este rădăcina tuturor kleșaurilor, tuturor obstacolelor în calea de yoga. De asemenea, am auzit definiția specifică a lui Svadhyaya, care spune o constantă și continuă autoeducație, ce se realizează prin trei lucruri. Ascultarea cu supunere, înțelegerea și aplicarea practică în viața a învățăturilor lui guru. Guru înseamnă guru care ne oferă inițiere, Shiksha guru înseamnă mai mulți guru care ne oferă instrucțiuni sau sprijin pe calea avansului spiritual, instrucțiuni practice, învățături practice. Și Shravana guru înseamnă orice maestru spiritual care ne oferă învățături, dar nu și asumă o responsabilitate pentru avansul nostru spiritual. Shiksha guru își asumă o parte mare de responsabilitate pentru avansul nostru spiritual. Diksha Guru își asumă responsabilitatea totală pentru avansul nostru spiritual. De asemenea, svadhyaya include contemplarea, asimilarea și adaptarea învățăturilor spirituale autentice ale marilor înțelepți, sadhu. Și aici avem două tipuri de înțelepți. Avem înțelepții orizontali, adică înțelepții orizontali și înțelepții verticali. Înțelepții verticali reprezintă înțelepții care fac parte din succesiunea disciplică la care aparține. Deci gurul gurului meu, gurul guru gurului meu și așa mai departe. Param guru, param param guru, param 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 guru și așa mai departe. Învățăturile acestor maestri spirituali trebuie să fie studiate. Și de asemenea, înțelepții orizontal sunt practicanții spirituali din jurul nostru care trăiesc acum în timpul, locul și circumstanțele în care ne aflăm noi în prezent. Și al treilea aspect este studierea cu o deschidere sau înțelegerea și trăirea profundă a adevărurilor descrise în Shastra. Shastra înseamnă cărți sacre sau tratate care transmit adevăruri spirituale profunde. Și am auzit această definiție specifică din Nyaya Shastra care spune Agyata Gyapika Iti Shastraha. Shastra, scriptura, este sursa care conferă revelații și cunoașterea necunoscutului, care este imposibil de cunoscut prin orice alte mijloace. Și încă un verset frumos din Hita Upadesha pe care l-am omis data trecută.
Spune, șastrele sunt asemenea ochilor divini, prin care ființele umane pot percepe realitatea. Șastrele elimină diferite tipuri de îndoieli și arată diferitele tipuri de semnificații ascunse. Prin urmare, practicantul care nu a studiat șastrele este considerat a fi o persoană oarbă din punct de vedere spiritual. De ce în Bhagavad Gita și în alte scripturi întâlnim acest termen care Krishna îl numește Gyana Chakshush, ceea ce înseamnă ochii cunoașterii. Un înțelept, un yogin, un practicant spiritual percepe realitatea nu prin ochii fizici, dar prin ochii cunoașterii, prin ochii înțelepciunii pe care a primit-o de la Guru Sadhu și Shastra. Și a patra definiție a lui Svadhyaya a fost studiul sinelui. Sva înseamnă sine, adhyaya înseamnă a studia, a medita sau a contempla. Și literalmente se traduce ca citirea propriului sine. O autoanaliză atentă și constantă a propriei ființe, care este dedicată eliminării impurităților lăuntrice și dezvoltării calităților virtuoase. Și de asemenea am încheiat discuția de miercuri trecută cu faptul că anume calitatea lui Svadhyaya, calitatea studiului nostru va determina calitatea și motivația activităților noastre, karma, profunzimea cunoașterii, jnana, calitatea credinței, shraddha. După cum ținem minte, Patanjali face o afirmație foarte tare în capitolul 1 din Yoga Sutra. El spune că shraddha sau credința reprezintă mama yoginului. Prin urmare, deci, fără mama rămâi un vagabond. Shraddha este un element esențial și fără înțelegerea scripturilor n-ai cum să dezvolți o credință tare în practica spirituală. Și aici avem nevoie de două credințe. Este credința însuși în procesul avansului spiritual și credința în puterile noastre proprii, că noi vom face față în urmarea acestui proces. Svadhyaya, de asemenea, va determina și calitatea sadhanei sau meditației, practicii noastre spirituale, japa, kirtan, alte practici și bhakti, calitatea devoțiunii, care este un element esențial, mai ales în școala bhakti yoga. Și astăzi, deci, noi continuăm cu a cincea disciplină lăuntrică, niyama, care constituie Ishvara Pranidhana, ceea ce înseamnă abandonul, devoțiunea sau dăruirea totală față de divinitate. Și aici aș vrea să încep discuția de astăzi cu o afirmație foarte importantă pe care o face Vachaspati Mishra, unul dintre cei mai veritabili și autentici comentatori după Vyasa, care spune, devoțiunea față de Ishvara este cea mai importantă dintre toate yama și niyama. Cultivarea yama și niyama produce rezultate benefice, dar celul final al yogei, samadhi, este obținut doar în Ishvara Pranidhana. Samadhi siddhi Ishvara Pranidhana, devoțiunea față de ființa supremă, duce la atingerea cele mai profunde stări de meditație, samadhi. Și noi am auzit anterior că toate acele niyama trebuie să fie discutate în contextul de ahimsa, ceea ce înseamnă non-violența, și aici toate yama trebuie să fie discutate în contextul de Ishvara Pranidhana, devoțiunea sau predarea Divinității Supreme. Dar o afirmație pe care o face aici Vachaspati Mishra, el spune, dintre toate yama și niyama, Ishvara Pranidhana este cea mai importantă. Deci noi, practic, avem două. Din yama noi avem ahimsa, din yama avem Ishvara Pranidhana și dacă combinăm aceste două lucruri, non-violența sau, să spunem așa, compasiunea și predarea față de Divinitatea Supremă, prezența acestor două calități îl face pe o persoană să devină un sfânt, un sadhu, un yogin realizat. Și datorită faptului că această niyama este foarte, foarte importantă, astăzi vom analiza în profunzime acest concept de Ishvara Pranidhana și vom începe cu analiza acestor două cuvinte, începând cu Ishvara și după aia o să vorbim despre ce înseamnă Pranidhana. La început să ne lămurim puțin cu ce înseamnă
Ishvara. Și vom analiza pentru început definiția din Enciclopedia Britanică, care spune: Ishvara în sanscrită, Dumnezeu, în filozofia vedică hindusă. Deci Dumnezeu este înțeles ca o persoană, spre deosebire de spiritul impersonal Brahman. Titlul este favorizat de adepții zeului Shiva, terminul comparabil este Bhagavan, care înseamnă Dumnezeu sau divinitate, și este cel mai des folosit de Vaishnavas, devotații lui Vishnu. Adepții școlii Advaita Vedanta susțin că Ishvara este o reprezentare limitată și în cele din urmă inadecvată a Brahmanului, adică a spiritului impersonal. Pe când comunitățile teiste devoționale, Advaita Vedanta, susțin că cele două sunt una și aceeași sau chiar că reprezentarea personală a lui Dumnezeu Ishvara este superioară. Vadantita tatva vidas, tatva meci gyanam advayam, brahmiti paramatmiti bhagavaniti shabdite. Bhagavat Purana explică: înțelepții care au realizat adevărul absolut interpretează acest adevăr absolut care este non-dual ca Brahman, Paramatma și Bhagavan. Adică adevărul absolut are trei aspecte de realizare. Primul este impersonal, spiritul impersonal, Brahman. Al doilea este semi-personal, care este supra-sufletul, care se află alături de suflet, în inima tuturor entităților vii. Și Bhagavan este aspectul superior, care este personalitatea divină supremă. Și haide să vedem din punct de vedere etimologic ce înseamnă Ishvara. Deci Ishvara provine de la Ish, care înseamnă în sanscrită capabil de, sau proprietarul, conducătorul, șef al, și vara. Vara înseamnă cel mai bun, cel mai excelent sau cel mai frumos. Cum avem în India, avem diferite nume al divinității, Pitambara, da? Sau Chitambara, da? Sau Ritambara și așa mai departe. Înseamnă cel mai excelent, cel mai frumos, superior față de alții. Și în textele sanscrite antice, Ishvara înseamnă în mod diferit. Deci înseamnă, Ishvara înseamnă Dumnezeu sau Divinitatea Supremă, principiul divin care domină lumea umană, dar și pe cea celestă, conducătorul, controlorul suprem al lumii. În Katha Upanishad, dacă nu mă înșel, avem această afirmație interesantă în care se spune: Mayam tu prakritim vidyam, mayinam tu maheshwaram. Ceea ce înseamnă că lumea materială este o manifestare al energiei iluzorii Maya. Lumea materială este un gen de spectacol care are loc la nivel universal. Dar în spatele acestui spectacol se află mayinam, ceea ce înseamnă se află regizorul acestui spectacol, care regizează toate lucrurile care se întâmplă în cadrul Universului, și el este numit Maina. De aceea, deseori, cuvântul Ishvara este folosit anume în contextul faptului că Ishvara înseamnă controlorul suprem, în primul rând, al Maiei, al energiei iluzorii, care este cauza tuturor suferințelor noastre în existența materială. Prin urmare, în măsura în care noi suntem capabili să ne conectăm direct cu Ishvara, noi ne eliberăm de influența energiei iluzorii, și acest lucru este confirmat în Bhagavad Gita, în care Krishna spune: Daivihesha guna maima mama yaduratya mam eva ye prapadyante mayametam tarantite. Energia materială este compusă din cele trei moduri ale naturii materiale, și entitatea vie este condiționată de aceste trei moduri de energie iluzorie. Dar persoana care se predă Ishvara Pranidana, Divinității Supreme, se eliberează de sub influența energiei iluzorii. Deci, încă o dată vreau să repet, conducătorul, controlorul suprem al lumii materiale sau al energiei supreme. Acesta este Ishvara. De asemenea, Ishvara este definit ca conștiința supremă, sau persoana supremă divină. Și aici avem de asemenea un verset frumos din Katha Upanishad care spune: Nityo nityanam cetanash cetananam eko bahudame vidadhati kaman. Versetul spune: Nityo nityanam, Domnul Suprem este o persoană conștientă, eternă. Și ființele vii de asemenea sunt
persoane eterne și conștiente. Nici eu, nici Anam. Deci Domnul Suprem este Nitya, etern, Cetana și Cetana Anam. Și entitățile vii de asemenea sunt eterne și Cetana. Cetana înseamnă sunt pline de conștiință. Dar Ekobahunam, Yavidadati, cam în diferența dintre conștiința supremă divină și conștiința individuală, adică conștiința sufletului, este că Domnul Suprem Ishvara, Vidadati Kaman, furnizează toate necesitățile vieții pentru celelalte entități vii. Este un lucru absolut stupid și dubios să insiști că eu sunt Dumnezeu și eu furnizez karma și toate necesitățile entităților vii din cadrul Universului. Din păcate, există filozofii în cadrul școlii vedice care afirmă acest gen de afirmații. Și, prin urmare, deci, școlile personaliste descriu cinci diferențe esențiale între un jiva, un suflet individual, care este o parte integrară fragmentară din Divinitatea Supremă, și Ishvara, Divinitatea Supremă. Și aceste cinci diferențe sunt diferența între Dumnezeu și suflete, deci Ishvara și jiva, diferența dintre Ishvara și materie, Ishvara și jada, diferența între jiva și jada, jiva adică sufletul individual și materie. A patra este diferența între suflet, jiva și jiva, suflet și alt suflet. Și în final, diferența între un lucru material și un alt lucru material. Deci, obiectele materiale de asemenea diferă după calități. Și în acest sens, diferențele sunt atât calitative, dar cel mai important, cantitative. Deci noi, din punct de vedere calitativ, fiind parte fragmentară integrantă din adevărul absolut, noi avem aceleași practică, la origine avem aceleași calități, sat, cit și ananda, eternitate, cunoaștere și beatitudine. Dar din punct de vedere cantitativ, cunoașterea sufletului individual nu se compară cu cunoașterea adevărului absolut, care este sarvaghia, care este atot cunoscător și care, prin urmare, are abilitatea de a controla universul material, legea karmei și toate procesele complexe care au loc în cadrul atât existenței materiale, cât și existenței transcendentale dincolo de materie. Acum, vedele conțin nelimitate referințe despre natura lui Ishvara. O să vedem doar două exemple. Sunt exemplele din Bhagavad Gita și din Brahma Samhita. Bhagavad Gita, capitolul 13, mai ales din Bhagavad Gita, vorbește foarte mult despre Ishvara, dar aici avem un verset faimos în care Krishna îl descrie pe Ishvara ca Ishvara Sarva Bhutanam, Hrideshya Arjuna Tishtati, Brahmayam Sarva Bhutani, Yantrayane Mayayaya. El spune, Domnul Suprem se află în inima fiecăruia, o Arjuna, și călăuzește mișcările tuturor entităților vii ce stau așezate într-o mașină, Yantraya, alcătuită din energia materială, din mare, energie iluzorie. Și al doilea este faimosul verset din Brahma Samhita, capitolul 5, care se numește Imnuri către Absolut, este versetul 1, care spune, de fapt, sunt cuvintele Domnului Brahma, creatorul secundar al Universului, și Brahma spune, Ishvara Paramah Krishna Sa Chit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. Krishna este cunoscut ca Govinda, este suprema divinitate, Ishvara, controlorul suprem. El are un corp spiritual etern, Sat Chit Ananda Vigraha, atot cunoscător și plin de beatitudine absolută. El este Anadir, originea tuturor lucrurilor, Adir Govinda. El nu are nicio cauză, sarva karana karanam, și este cauza primă a tuturor cauzelor. În acest context, Vedanta Sutra îl descrie pe Ishvara ca pe cauza Universului, cel care premiază fructele fiecare acțiuni, cel fără plăceri și antipatii, precum și întruchipat cu compasiune. Și aici este un element foarte important. Ishvara are abilitatea de a reciproca cu devoțiunea, cum Krishna spune în Bhagavad Gita, Yeyathammam Prapadyante. În funcție de atitudinea persoanei față de mine, Dumnezeu se revelează în acord cu această atitudine.
Și acum să analizăm cuvântul pranidana. Deci ce înseamnă pranidana? Ishvara pranidana. În general, pranidana înseamnă fixare, aplicare, atenție, meditație sau dorință, predare. Din păcate, uneori, profesorii de yoga cu tendințe mai materialiste, mai ateiste, care fac parte din această industrie comercială de yoga, au tendința să interpreteze Ishvara Pranidana ca tradiție, credință, acceptarea sinelui interior, adică trebuie să te predai sinelui interior, da? Sau realizarea realității neschimbate. Acestea sunt câteva exemple, dar deci cum ei încearcă să interpreteze termenul Ishvara Pranidana. Sau armonizarea cu Universul. Da? Deci, nu predarea ființei supreme divine, dar armonizarea cu Universului. Sau meditația abstractă. Da? Deci, astea sunt traducerile, din păcate, care circulă prin cercurile de yoga. Dar comentatorii veritabili al Yoga Sutrei traduc Ishvara Pranidana în modul următor. Ishvara Pranidana înseamnă abandon sau predare totală față de divinitate. Dăruire necondiționată de sine. Ce înseamnă necondiționată? Înseamnă fără nicio motivație materială. Fără încercarea de a obține o karmă favorabilă, fără încercare de a ispăși păcate, fără încercare de a obține ghiana, cunoaștere, de a satisface tendințele noastre intelectuale, prin urmare, o Ishvara trimite în cunoaștere spirituală nelimitată, înțelepciune nelimitată. Deci fără nicio dorință, fără nicio aspirație materială. Aceasta înseamnă dăruire necondiționată. Devoțiune neîntreruptă, ahaituki apratihata. N-am auzit cum Patanjali descrie în capitolul 1, el spune că practica noastră trebuie să fie nairantare, ceea ce înseamnă fără nicio întrerupere, fără concedii, da? Fără holidays. Deci nu așa că două, trei săptămâni am practicat sadhana, după aia două, trei luni ne-am luat concediu. Nu. Nairantare, devoțiune neîntreruptă. Mai avem încă o definiție autentică a lui Ishvara Pranidana care spune consacrarea către Dumnezeu al tuturor fructelor, acțiunilor noastre, a trăirilor, aspirațiilor și a gândurilor noastre. Yakrita yat karishyami tat sarvam namayakritam tvayam tu karma palabuk tvam eva madhu sudana. Orice am făcut cu gândurile mele, cu activitățile mele, cu energia mea vitală, cu prana, cu simțurile mele active, cu mintea mea, orice am făcut este dedicat ție, este făcut, înfăptuit pentru bucuria ta. Aceasta este starea de spirit Allah. Un yogin care a atins Ishvara Pranidana. Oferirea corpului, minții, inteligenței și tuturor posesiilor în serviciul divinității. Bhagavad Purana spune prana artha dhiya vacha. Energia noastră vitală, dhiya înseamnă inteligența noastră, artha înseamnă bogăția noastră sau resursele noastre și vacha. Vacha înseamnă cuvintele noastre. Toate aceste daruri pe care le primim de la Ishvara trebuie să fie folosite înapoi în serviciul lui Ishvara. Și convingerea că tot ceea ce ni se petrece sunt drept daruri oferite de divinitate din care avem ceva de învățat. Tot se referă la Ishvara Pranidana. Deci nu, cum se spune, nu, don't blame, fii recunoscător. Deci nu. Dacă aveam scris undeva în română, don't blame, m-am notat undeva imediat. Da, se spune replace complaining with gratitude, adică înlocuiește plângerile constante, care cu toții le avem o listă mare de lucruri despre care ne plângem, cu recunoștință față de Ishvara. Acum să vedem o explicație frumoasă a lui Edwin Bryant, care explică în comentariul său, vorbind despre Ishvara Pranidana, el spune
Vyasa definește aici ultimul element din lista lui Patanjali, devoțiunea față de Dumnezeu Ishvara Pranidhana, care deja a fost explicată în Sutra 1.23 ca predarea sinelui și dedicarea tuturor activităților lui Ishvara. Putem menționa aici numeroase versete din Gita unde Krishna face afirmații precum Yad Karoshi, Yadashnasi, Yad Juhosi, Dadasi, Yad, orice faci, orice mănânci, orice oferi sau dăruiești și orice asceză, tapasia, săvârșești, toate acestea fă-le ca ofrande pentru mine. Deci acest lucru de asemenea include Ishvara Pranidhana în sine sau predare. Și un comentator faimos, Ramananda Sarasvati, el citează două versete devoționale în comentariul său care ilustrează această stare de spirit de dedicare al orice fac, orice mănânc, orice gândesc, orice ofer sau orice asceză pe care o înfăptuiesc. Și el spune, el oferă o rugăciune foarte frumoasă, scurtă, el zice: O, Doamne, orice aș face, cu sau fără dorință, auspicios sau neauspicios, fac ghidat de tine pentru a-ți oferi totul ție. Permite tuturor activităților mele zilnice, în această viață sau în viețile viitoare, fie în fapt, gând sau cuvânt, să fie dedicate cu devoțiune ție, o Krishna. Ramananda Sarasvati era un devotat al lui Krishna, al lui Ishvara în formă de Krishna, Ishvara Parama Krishna. Acum, un sinonim foarte important care deseori apare în scripturile vedice al termenului Pranidhana este Sharana sau Sharanagati. Uneori în Indie de Sud, în tradiția Bhakti de Sud, întâlnim și termenul Prapana. Prapana înseamnă același lucru. Deci dedicare, predare, predare cu mintea, cu corpul și cu sufletul, predare totală față de Divinitatea Supremă. Și acest sinonim, Sharana sau Sharanagati, îl întâlnim în faimosul verset din Bhagavad Gita, care este, mai este și numit și Gita Rahasya, adică secretul cel mai confidențial din Bhagavad Gita, este cel mai enigmatic verset din Bhagavad Gita, esența, de fapt, Bhagavad Gita, în care Krishna spune foarte deslușit, Krishna este acceptat ca personificarea lui Ishvara și Krishna spune Sarvadharma paritya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papibhyo mokshay shyami ma shuchaha. Abandonează toate varietățile de religii și predete doar mie. Eu te voi elibera de toate reacțiile păcatelor tale, nu-ți fie teamă. Aici vreau să vă spun că am putea să vorbim o săptămână întreagă despre semnificația acestui verset, dar o să-l mai discutăm încă o dată atunci când o să avem, după Yoga Sutra, o să avem încă o dată cursul de Bhagavad Gita și o să revenim la acest verset. Prin urmare, îl las așa cum este, dacă o să vreți, o să-l studiați acasă, dar nu pot să mă obțin și doar două cuvinte. Deci Krishna spune, nu fii religios, fii spiritual. Abandonează ritualurile exterioare, ele nu sunt necesare pentru avansul spiritual. Și ce înseamnă a fi spiritual? Sharana, sharana, predete Divinității Supreme. Prezența acestei stări de spirit, că eu sunt un suflet predat Divinității Supreme, ne face spiritual și nu doar religios. Acum, Hari Bhaktivilasa descrie șase simptome ale prederii, Sharanagati, care în sine reprezintă un proces, o anumită cale. Și uneori, apropo, aceste șase elemente reprezintă, de asemenea, ele descriu prezența unei credințe ferme în Divinitatea Supremă. Deci, dacă cineva o să vă întrebe vreodată ce înseamnă a crede în Ishvara, ce înseamnă a crede în Dumnezeu, a crede în Dumnezeu înseamnă prezența acestor șase elemente, care de asemenea reprezintă și șase aspecte ale prederii față de Divinitatea Supremă și versetul spune Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishe titi vishvaso goptiritve varanam tatha atmanikshepa karpanya shadvidi sharanagatihi. Cele șase aspecte ale prederii față de Ishvara sunt acceptarea lucrurilor favorabile pentru bhakti,
respingerea lucrurilor nefavorabile, convingerea că divinitatea îmi va oferi protecție, acceptarea divinității ca singurul meu susținător, predarea deplină de sine și smerenia. Un comentator, Bhaktivinoda Thakur, explică aceste șase elemente de Sharanagati, spunând: când aceste șase calități se stabilesc în inimă, apare o dispoziție care se numește Shraddha, adică credință. Practicantul care are această credință este eligibil pentru Bhakti, care reprezintă prima etapă spre eliberare. Deci n-ai cum să obții eliberarea din ciclul de naștere și de moarte fără Shraddha, fără credință în Ishvara și de asemenea fără prezența acestor șase elemente care reprezintă predarea față de Divinitatea Supremă. Haideți să le analizăm puțin mai profund, fiecare dintre ele aparte. Deci vom începe cu Anukul sau Anukuliasya Sankalpa. Cuvântul Sankalpa înseamnă un jurământ. Jurământul de a accepta doar lucrurile care sunt Anukul, lucrurile care sunt favorabile pentru practica noastră spirituală. Și care sunt, acum o întrebare față de voi, deci care sunt lucrurile favorabile pentru practica noastră spirituală? Cine are vreo idee la acest capitol? Ce înseamnă acceptarea lucrurilor favorabile pentru practica noastră spirituală sau pentru devoțiunea noastră față de divinitate? Da, Cosmine, te rog. Asocierea cu alte persoane spirituale, cu alți practicanți spirituali. Sadhu Sangha, foarte bine. Deci, asocierea cu persoanele spirituale, cu practicanții spirituali, foarte bine. Nina? Limitarea asocierii cu persoanele materialiste. Da, deci evitarea asocierii cu persoanele materialiste. Asat Sangha, Tiaga, foarte bine. Alex? Scuze, tapasya. Tapasya, da, înfăptuirea ascezei, da, penitenților, da, foarte bine. Și ele sunt favorabile, necesare. Tapo Diviam, asceza transcendentală este necesară pentru realizarea adevărul absolut, foarte bine. Cine mai vrea să adauge ceva? Gabriela, te rog. Vestirea de postul la picioarele unui maestru spiritual autentic și urmarea instrucțiunilor acelui maestru. Foarte bine. Acearya Upasana, acceptarea de postului unui maestru spiritual. Este un verset pe care acum tot nu l-am repetat de mult timp. Care confirmă acest lucru. Adauguru Padashraya, Adauguru Padashraya, Krishna Diksha Dishikshanam, Vishwambena Guru Seva, Sadhu Vartmanu Vartmano. Adauguru Padashraya. Deci când descriem practica de sadhana, cu ce începe practica de sadhana? Adauguru Padashraya. Practica de sadhana începe cu acceptarea ghiderii unui maestru spiritual, Krishna Diksha Dishikshanam, după aia noi primim inițiere, Krishna Diksha, și această inițiere trebuie să fie menținută vitală, ea trebuie să fie menținută în viață prin Shiksha, prin instrucțiuni constante pe care le primim de la maestru spiritual. După aia, Vishwambena Guruh Seva, noi trebuie să-l servim pe maestru nostru spiritual cu Vishramba. Vishramba înseamnă prietenie profundă și de asemenea cu un respect foarte profund. E o combinație foarte interesantă dintre prietenie și respect. Și Sadhu Vartmanu Vartanam, deci nu vă limitați viața voastră spirituală doar cu serviciul gurului vostru, pentru că gurul vă va învăța sadhu vartmanu vartanam, să apreciați și alți sadhu și alte persoane sfinte din viața voastră care vă va ajuta în avansul vostru spiritual. Cu siguranță. Deci acest element de asemenea, nu de asemenea, dar este super esențial pentru și super favorabil pentru avansul nostru spiritual. Bine. Aici aș mai adăuga câteva lucruri și eu. Deci, la lucrurile favorabile, de asemenea, se referă un stil de viață în modul bunătății, sattva guna. Este o discuție în sine, nu o să intrăm în detalii aici, dar fiecare sadaka trebuie să-și aranjeze mediul în care el trăiește, hainele pe care le poartă, mâncarea pe care o consumă, asocierea, aerul pe care îl inspiră,
mașina pe care o conduce, telefonul pe care îl folosește, toate aceste lucruri trebuie să fie satvice în modul bunătății. Aici, de asemenea, este inclus în lucrurile favorabile, este inclus și sadachar, ceea ce înseamnă conduita spirituală sau eticheta spirituală, urmarea etichetei spirituale în practica spirituală, care include, de asemenea, respectul față de alte alți practicanți spirituali, urmarea disciplinii zilnice, trezitul de dimineață, îmbăierea regulată, mâncarea corectă, practica de asana, practica de pranayama și, cum cineva spunea, că with good discipline, good meditation arise. Atunci când avem o disciplină foarte bună, atunci avem o meditație profundă. Și with good meditation, good wisdom arise. Atunci când avem o meditație profundă, atunci obținem înțelepciune. Și Krishna confirmă acest lucru în Bhagavad Gita. El explică că înțelepciunea este un rezultat al modului bunătății. Deci este un element esențial. Cum am mai menționat, Cosmin, asocierea cu devotații, satsanga, urmarea procesului de sadhana zilnic și urmarea celor patru principii regulatoare, adică respingerea mâncatului de carne, ouă, pește, respingerea intoxicanților, inclusiv cafeaua și ceaiul, țigările și așa mai departe, respinsul sexului ilicit sau sexul în afara căsătoriei și respinsul jocurilor de noroc, no gambling. Acum, praticuleasa vivarjanam, adică respingerea lucrurilor nefavorabile. Spuneți-mi voi, vă rog, care sunt lucrurile nefavorabile pentru avansul nostru spiritual? Prajalpa? Prajalpa, Tejeshi a spus, prajalpa pentru prietenii noștri care nu sunt la curent, este un termen sanscrit care înseamnă pelevrăgeală sau vorbe de șarte care ne stoarce de energie. Vorbe care sunt legate strict de subiecte materiale, de bârfe, de critici și așa mai departe, care Raghunath Das Goswami, un mare yogin din tradiția Bhakti, descrie această prajalpa sau pălăvrăgeală ca asad varta veșe, ca o prostituată care ne fură cea mai mare bogăție al sufletului nostru, care este mati. Mati înseamnă hotărârea fermă de a urma calea avansului spiritual. Mulțumesc foarte mult, Tejeshi. Tatiana, spune-te, rog. Instabilitatea. Instabilitatea, da, da. Deci, instabilitatea. Lipsa statorniciei în viața noastră spirituală, în practica noastră spirituală, este de asemenea nefavorabilă. De aceea se presupune că un yogin trebuie să aibă calitatea de vira. Vira înseamnă un erou care, în ciuda situațiilor exterioare, el rămâne ferm în practica sa spirituală. Mulțumesc mult! Nina? Ofensele? Ofensele, da. Aumite ofense, mai ales ofensele față de devotați, ofensele față de maestru spiritual, pe care putem să le comitem conștient sau inconștient. Foarte bine, Nina, mulțumesc mult. Cosmin? Respingerea gândurilor și sentimentelor negative de genul gelozie prin concentrarea pe aspectele pozitive și favorabile ale vieții. Foarte bine, foarte bine. Deci respingerea acelor clashauri pe care Patanjali le numește Klishta, deci ele sunt surse de durere. Hita Upadesha spune, o persoană invidioasă este cea mai mizerabilă persoană în această lume, la rând ca și hoțul, alcoolicul și alte câteva persoane păcătoase. Persoana cea mai mizerabilă dintre toți acești păcătoși este o persoană invidioasă, o persoană care nu știe să-și stăpânească pornirile sale interioare și nu știe să le înlocuiască cu gânduri bune, da? Cu gânduri favorabile. Foarte bine. Cine mai vrea să adauge ceva aici la acest capitol? Da, Tatiana, te rog. Nestudierea scărților și a Prabhupada.
Da, nestudierea cărților maestrilor spirituali, în cazul nostru, în cei care aparțin acestei tradiții, Gaudiya Vaishnava, deci pentru noi maestru spiritual care a fondat această școală în vest este Bhaktivedanta Swami Prabhupada, deci pentru noi ca urmașii lui cu siguranță este nefavorabil să nu știm care sunt învățăturile predecesorului maestrului nostru spiritual. Foarte bine. Cine vrea să mai adauge ceva? Să nu depune mare efort pentru anumite lucruri care sunt greu obținute. Foarte bine, Tejeshi. Ceea ce se numește prayas, deci un supraefort. Supraefortul în viața spirituală nu este favorabil. Și Gabriela, ai vrut să adaugi? Da, gen să ai impresia că dacă faci sadhana acasă și te dedici sau dacă faci parte dintr-o bisericuță anume, ignorând pe ceilalți devotați și nevăzând că poți învăța de la oricine, asta cred că în timp la fel se poate dovedi un lucru nefavorabil. Foarte bine. Această stare de spirit se numește Prithak Bhavan, deci este stare de spirit a unui neofit, unui devotat yogin începător, care are tendință să se izoleze, să rămâne cumva în izolare, să respingă asocierea altor practicanți devotați și să-și creeze cumva sectuțele sale, bisericuțele sale. Și acest gen de practică este considerat o practică spirituală afectată de tamaguna, de modul ignoranței. Da? Foarte, foarte bine. Și dacă nu mai aveți nimic de adăugat, o să adaug și eu ceva. Deci respingerea lucrurilor nefavorabile înseamnă în primul rând respingerea celor patru vicii de bază în care yoga, cum am mai spus, consumul de carne, droguri, sexul în afara căsătoriei, jocurile de noroc. Și respingerea asat sangha, probabil este cel mai esențial moment, înseamnă respingerea asocierii cu persoanele materialiste, care devine cauza tuturor vicilor pe care le-ați menționat și voi. Deci, în măsura în care noi primim aceste doze de asociere cu persoanele materialiste, hotărârea noastră ne părăsește în calea avansului spiritual. Și asat sangha sau asociere cu persoanele materialiste include de asemenea asociere cu ateiștii spirituali, adică cu persoanele care îl interpretează pe Dumnezeu în mod impersonal, și asocierea cu oamenii care sunt vicioși și invidioși față de maestri spirituali, față de practicanți spirituali, față de devotați. Deci acest gen de asat sangha trebuie. Asat sangha tyaga, ei vaishnava achar. Vedele spun, acest gen de asociere trebuie imediat să fie respins pentru că el este, cum se traduce cuvântul, detrimental pentru viața spirituală. Dăunător, dăunător. Este absolut dăunător pentru viața spirituală. Bun, al treilea element al prederii sinelui se numește Rakshishya Titi Vishwaso, ceea ce înseamnă credința în divinitate ca în singurul meu protector. Acest lucru include o stare de spirit în care practicantul gândește că eu nu voi depinde de puterea astrelor în practica mea spirituală. Eu nu voi depinde de puterea magiei neagre în practica mea spirituală. Eu nu voi depinde de tot felul de ritualuri complexe pentru a avansa spiritual. Eu nu voi depinde de tot felul de amulete, cavacea, tot felul de amulete mistice pentru avansul meu spiritual sau pentru protecția mea. Eu nu voi depinde de tot felul de mrityum, vinjaya, mantra, tot felul de mantre magice care mă vor proteja în calea avansului meu spiritual. Eu nu voi depinde de venerarea spiritelor sau strămoșilor, nu voi depinde de venerarea semizeilor, cum ar fi Durga sau Ganesha, pentru protecție. Nu voi depinde de karma yoga, de jnana yoga, nici măcar de ashtanga yoga, pentru că sunt căi mecanice pentru realizarea divinității supreme. Deodată gândește, Ishvara și Krishna este singurul meu protector. Deci divinitatea supremă, Dumnezeu însuși, este singurul meu protector. Eu nu
voi căuta protecția în alte lucruri, în alte sfere materiale. Bhaktivedanta Swami scrie în Krishna Book, în capitolul 6, el spune: un copil care se află în pericol se adăpostește în brațele mamei sale sau ale tatălui său. Tot astfel și un devotat se află mereu în adăpostul lui Ishvara, Divinității Supreme. Când simte un pericol, el cu o deosebită putere își amintește pe dată de Divinitatea Supremă. Al patrulea element este Goptritve Varanam, ceea ce înseamnă acceptare deliberată a lui Ishvara ca singurul meu susținător. Și în Bhagavad Gita, în capitolul 9, versetul 22, avem faimosul verset care, apropo, vreau să vă spun, trebuie să devină un credo al fiecărui devotat. El trebuie să devină un gen de, cum se spune, nu e mission statement, dar e un gen de idee de bază al practicii spirituale. Versetul spune: Naneshchinta yantomam Yejana Parupasate, Tesham Nityabhi Yukta Nam Yoga Kshema Vahamiham. Dar celor ce mă adoră necontenit cu devoțiune exclusivă, meditând asupra formei mele transcendente, acelor le dau ceea ce le lipsește și le păstrez ceea ce ei au. Noi cu Moksha Rupa, acum, ia să mă corecteze, bărbații de obicei nu țin minte aceste cifre, dar ceva de gen 27 de ani, cred că noi suntem căsătoriți. În ziua în care noi am fost căsătoriți, deci noi am trecut acel ritual vedic care se numește ritual de căsătorie vedică care se numește Vivaha Yagya, în care am acceptat jurămintele față de maestru spiritual, față de zeități, față de devotații în prezenți și față de Divinitatea Supremă, că noi vom rămâne caști unul față de altul o viață întreagă cu bine și cu rău și cu toate acest gen de lucruri. Și eu țin minte, după căsătorie, un prieten de-al meu, un devotat foarte senior, s-a apropiat de noi și mi-a spus: Radha Govinda, să ții minte un lucru, cel mai important lucru în căsnicia voastră. Deci dacă vrei să aveți o căsnicie spirituală, atunci să ții minte un lucru. Măsura în care tu îți vei dedica energia și îți vei dedica toată căsnicia voastră în practica spirituală și mai ales în favoarea răspândirii cunoașterii spirituale, cu siguranță Divinitatea Supremă va avea grijă de yoga și kshema. Yoga înseamnă de avansul vostru spiritual și kshema înseamnă de aspectul, inclusiv de aspectul material al vieții tale. Și noi deseori vorbeam cu Moksha Rupa că noi am avut perioade în viața noastră când, da, deci poate au fost săptămâni când nu prea aveam ce să mâncăm, la începutul căsniciei noastre, dar niciodată n-am rămas flămizi, niciodată n-am regretat faptul că toată, cumva, toată energia, tot scopul căsniciei noastre spirituale a fost dedicate anume practicii și răspândirii cunoașterii spirituale și întotdeauna am simțit mâna Divinității Supreme și susținerea din partea Divinității Supreme. Deci este un verset care aș putea să spun într-un mod umil că este un verset trăit de noi. Deci încă o dată vă repet, 9.22 din Bhagavad Gita: Ananyashchinta yantomam yejana pariupasate tesham nitya biyuktanam yoga kshema vahamyaham. Celor ce mă adoră necontenit cu devoțiune exclusivă, meditând asupra formei mele transcendentale, acelora le dau ceea ce le lipsește și le păstrez ceea ce au. Bine, al cincelea element al Sharanagati, prederii de sine, se numește Atmanikshepa. Și Atmanikshepa înseamnă predare deplină de sine. Cuvântul Atma aici se referă la Ahamta, ceea ce înseamnă egoism sau sentimentul de eu, identificarea cu corpul. Aici Atma poate să însemne sufletul, dar Atma în contextul respectiv înseamnă Ahanta sau egoismul, deci sentimentul de eu, identificarea noastră corporală. Și Mamata. Mamata înseamnă posesivitate sau simțământul de al meu, eu și al meu.
cum și la Prabhupada Bhaktivedanta Swami descrie că aceste eu și al meu sunt constituenții de bază al existenței materiale. Deci eu și al meu. Și atunci când și una și alta, ahanta și mamanta, sau egoismul și al meu, sunt, adică întreaga noastră ființă, sunt dedicate, sunt oferite Divinității Supreme, această stare de spirit se numește Atma Nikshepa. Regele Kulashekara, un mare yogin Vaishnava, descrie în Vaishnava Tantra, el spune: prin puterea sa de vorbire, sufletul predat declară: eu sunt al tău. În gândurile lui știe același lucru și la nivel exterior el se refugiază în lăcașile sfinte ale divinității. Astfel, sufletul predat își petrece viața cu o inimă plină de bucurie. Și al șaselea element al lui Sharanagati, predarea față de divinitate, se numește Karpanya sau Smerenia, datorită căreia un practicant sau yoginul, devotatul, gândește în modul următor: eu sunt un nenorocit, insignifiant și stângaci în tentația mea sau în încercarea mea de a practica o sadhana, o practică spirituală, și eu nici de cum nu o să fiu capabil să mă descurc fără grația Divinității Supreme. Și cum spune Stotra Ratna, avem un verset foarte frumos în care se spune: Nadharma nishto smina chatma vedi, o Ishvara, eu nu am credință în dharma, eu nu am nishta, despre care vorbea Tatiana. Nishta înseamnă stabilitate în viața spirituală. Din păcate, eu nu sunt stabil în practica mea spirituală. Nachatma vedi, eu nu știu ce înseamnă atma, nu știu ce înseamnă suflet, nu știu care este diferența dintre spirit și materia. Na bhakti mamstvam sharana ravindam, eu nici măcar nu am devoțiune față de picioarele tale de lotus, n-am nicio devoțiune față de tine. Akinchana, deci eu sunt un păcătos, un sărăcăcios, na nyagati sharanya, dar eu nu am un alt adăpost. Prin urmare, și așa cum sunt eu vicios, eu mă predau ție. Iată, această stare de spirit reprezintă Karpanya, reprezintă smerenia. Da, eu sunt neputincios, dar datorită puterii tale, datorită ghiderii tale, datorită intervenției tale divine în viața mea, eu totuși voi fi capabil să avansez în practica mea spirituală. Smerenia, de asemenea, se manifestă ca abandonarea voinței proprii în serviciul Divinității Supreme și în acceptarea voinței Divinității. Și aici, la acest capitol, aș vrea să spun, să menționez un lucru, că noi învățăm să abandonăm voința noastră proprie în asocierea devotaților, practicanților spirituali și în asocierea mai ales în serviciul maestrului spiritual. Pentru că a deveni un servitor dasa sau o servitoare devi dasi al gurului. Guru ne învață exact acest lucru, abandonarea voinței proprii, care de obicei este în starea noastră condiționată, este condiționată de ego-ul nostru, de ambițiile noastre proprii, și acceptarea voinței divinității. Iată, în limba engleză, cuvântul smerenie sau smerenia în limba engleză sună ca humility. Humility provine din latina humus, humilitas sau humus. Humus înseamnă pământ, humus înseamnă sol. Orice arunca pe suprafața pământului, în afară de plastic, bineînțeles, da? Pământul transformă. Da? Pământul transformă aceste elemente în ceva, în ceva frumos, în flori, în legume, în fructe, în verdeață, în copaci și așa mai departe. Deci ai abilitatea transformatoare al terii, al pământului. Și atunci un devotat are aceeași stare de spirit. Orice ar arunca viața în el sau în ea, el va accepta acest lucru. El nu se revoltă
Wow, de ce se întâmplă lucruri rele cu oameni buni, adică cu mine? Deci, nu, el acceptă sau ea acceptă orice s-ar întâmpla ca voința Divinității Supreme. El își respinge voința proprie și acceptă voința Divinității Supreme. Dacă acest lucru este dat de Dumnezeu, este cu siguranță este aranjat de Divinitate în avantajul avansului meu spiritual. Și Bhaktivedanta Swami scrie în comentariul său la Srimad Bhagavatam, cantul 7, capitolul 5, versetul 23, el face o afirmație foarte frumoasă, o să vă arăt imediat acest slide, în care el spune: o asemenea persoană predată este ca o vacă care este îngrijită de către stăpânul său. Fiind îngrijiți de stăpânul său, sau îngrijită de stăpânul său, o vacă nu este în anxietate referitor la întreținerea sa. O astfel de vacă este întotdeauna devotată stăpânului său și niciodată nu acționează în mod independent, ci numai pentru beneficiul stăpânului. Și în această referință mie îmi place întotdeauna să povestesc că este una din cele mai iubite și preferate narațiuni pe care le iubesc. Nu o să mă abțin nici de data aceasta să o povestesc. Mulți dintre voi ați auzit această narațiune, dar iarăși, ce înseamnă Svadhyaya? Svadhyaya înseamnă trăirea în continuu al acestor narațiuni, trăirea în continuu a acestor versete din Bhagavad Gita, din Srimad Bhagavatam, din scripturile vedice. Prin urmare, eu vă ofer încă o dată să trăim această, cei care știu această narațiune, să o trăim încă o dată împreună. Deci, narațiunea spune că odată o vacă a ieșit să se pască la marginea unei jungle și, observând un tigru care se repezi spre ea, vaca fugi spre un lac și a sărit în apa acestui lac dorind să se salveze de la ghearele tigrului. Înnebunit de foame, tigrul a sărit și el după vacă în apa lacului și, spre surprinderea amândurora, iazul nu era adânc, dar era învăluit cu un strat adânc de noroi. Și atunci ei cumva se aflau la o distanță foarte mică unul de altul și ambii au încercat să se elibereze de acest noroi, dar au eșuat, deci n-au putut să facă nimic. Și amândoi țineau capetele deasupra apei, deci amândoi cumva, deci nu se înnecau, țineau capitele deasupra apei și aveau posibilitatea și de a discuta între ei. Și primul a vorbit tigru, care era înfuriat și atunci foarte invidios, înrăit. Tigrul a urlat spre vacă și a spus: oricum, eu mă voi elibera și mă voi bucura de sângele tău și de carnea ta proaspătă. Vaca cumva avea o atitudine mai filozofică referitor la această situație și vaca s-a uitat gânditor la tigru cu o privire plină de blândețe. Și apropo, aici nu pot să mă abțin ca să nu fac această remarcă, este un lucru foarte, să spunem, un lucru foarte de părere de rău că oamenii știu să-și iubească câinii, să-și iubească pisicile, dar, din păcate, nu au nicio compasiune față de vaci, care vaca este considerată a fi cel mai satvic animal din creație. Deci este animalul cel mai satvic în modul bunătății. Din mai multe considerente, deci în primul rând conștiință dezvoltată al vacii, vaca nu este afectată de pasiune, cum sunt, de exemplu, caii sau alte animale, plus vaca furnizează laptele care joacă un rol esențial pentru dezvoltarea țesuturilor fine ale creierilor. De aceea, mâncarea yoginilor întotdeauna a fost lapte fiert. Și eu înțeleg că veganii acum se vor revolta și bla bla bla, dar bineînțeles că nu vorbim despre blood milk, nu vorbim despre laptele care este dobândit de la abatoare, vorbim despre laptele care era obținut de la vacile care erau o viață întreagă îngrijite de stăpâni și niciodată nu erau trimise la abatoare. Vacile mureau singure, ele aveau
ceea ce se numește goșala, un gen de grajduri speciale pentru vacile care erau mai în vârstă. Dar vacile, când sunt îngrijite, ele mulți ani la rând tot dau și dau în continuare lapte. Și de aceea, deci vaca reprezintă vaca reprezintă inocența, inocența sufletului și laptele, vacii reprezintă șradă sau credință, două elemente esențiale pentru avansul spiritual. Și iată, vaca cumva s-a uitat gânditor la tigrul respectiv cu o privire plină de blândețe și l-a întrebat. A pus o întrebare foarte out of picture, deci ca de nicăieri. Deci tigrul s-a așteptat la orice, dar nu la această întrebare. Și vaca l-a întrebat, tu ai vreun stăpân? Tigrul atunci s-a enervat și mai tare și a zbirat cu asprime. Eu sunt stăpânul junglei. De ce mă întreb dacă am un stăpân? Eu însumi îmi sunt stăpân mie. Vaca atunci a spus umil, poate chiar ești regele junglei, dar aici toată puterea ta a eșuat și nu poți să salvezi viața. Tigrul atunci a zbirat, poate vrei să spui că tu nu vei muri și ești nemuritor și nu vei muri împreună cu mine în acest noroi și asta de obicei este unul dintre argumentele persoanelor ateiste, materialiste, că voi, acei spirituali, devotați, yoghini, voi vreți să spuneți că voi nu veți muri și voi veți muri. Voi veți muri la fel cum voi muri și eu. De aceea mai bine live here now, mai bine bucură-te acum de simțuri pentru că trăim o singură viață. Și vaca atunci dă un răspuns tipic pe care îl dau devotații în asemenea discuții, vaca spune, nu, eu nu voi muri, eu sunt etern. Țin minte cum se numește draft board în limba română. Cum? Tablă? Nu. E drafting board, îmi pare că se numește în engleză. Tatiana, cum se numește vainkamat? Unde fac cei militare, adică, nu? Da, deci știți punctul ăla unde sunt chemați soldații militari? Cazarmă? Pentru... Era cazarmă, dar era un punct special, deci când... Incorporare? Acum... Cum ai spus, Marian? Incorporare? Incorporare, deci punctul de incorporare. Acum în România voi nu aveți acest lucru, dar acum 20 de ani a existat, deci când băieții la 18 ani erau obligați să facă armata și atunci erau chemați la punctele respective de încorporare. Și la 18 ani eu deja trăiam în așram, am fost și eu chemat la punctul de încorporare în Chișinău și era o comisie întreagă de militari, general, nu știu, deci mie îmi tremurau picioarele când am intrat în sala respectivă, deci eu deja mă vedeam că gata, ăștia îmi sucesc mâinile și mă iau la armată. Și eu, având capul ras, deja eram gata, deci gata, totul. Și ei mi-au pus niște întrebări. Una din întrebări era, spune-mi, te rog, cine ești tu? Care este numele tău? Și atunci eu am dat un răspuns tipic, deci eu sunt suflet spiritual etern. Și atunci unul din generali s-a scârfinat puțin, dar cea a zâmbit și a, da, știm din ăștia, deci avem de-a face cu ei tot timpul. Și mi-a spus, și în ce tradiție ești? În ce tradiție spirituală faci parte? Și am spus, eu studiez vedele. Aha, deci tu studiezi vedele. Spune-mi, te rog, vreun verset din Bhagavad Gita. Și atunci ei spun, Sarva Dharma Paritya Jama Maikam Sharanam Vraja, abandonează toate datoriile mondene și predete doar lui Dumnezeu. Generalul respectiv a semnat nu știu ce o foaie și a spus, aha, băiatul ăsta nu este demn pentru armată, dați-l afară de aici, că o să-mi strice toată armata. Și atunci ei mi-au dat carnetul militar, dar nu m-au acceptat în armată. Deci vaca a dat deci, un răspuns tipic, eu sunt suflet spiritual, eu nu voi muri, da? Tigrul s-a enervat și mai tare și atunci a zbirat din nou. Dacă chiar și eu, regele junglei, nu mă pot elibera de acest noroi, atunci cum poți face tu acest lucru care ești doar o vacă?
obișnuită. Și vaca iarăși răspunde cu umilință. Carpania este un aspect al șaranagăte, al predării sinelui, și vaca spune, cum ascultați cu atenție cuvintele ei, ea zice: da, doar cu puterile mele proprii eu nu o să fiu în stare să mă eliberez de acest noroi, dar stăpânul meu cu siguranță mă va elibera. Când soarele va apune, stăpânul meu nu mă va găsi acasă și va veni imediat în căutarea mea. Odată ce stăpânul mă va găsi, mă va scoate din noroi și mă va aduce acasă. Și atunci, auzind aceste cuvinte, tigrul s-a întors capul ca un gest de iritare, ca un gest de dispreț, și n-a mai vrut să continue discuția cu vaca, pentru că în mintea lui o vacă proastă, ce pot să învăț de la ea, ce pot să aud de la ea. Și atât în curând, imediat după apusul soarelui, a sosit stăpânul vacei și împreună cu prietenii săi, stăpânul a scos vaca cu niște sfori, deci a aruncat peste vacă, a scos-o din noroi, a luat-o acasă. Și povestirea spune foarte frumos, un detaliu foarte, foarte frumos, subtil, că în timp ce mergeau spre casă, vaca și stăpânul au simțit o recunoștință reciprocă unul față de altul. Și în același timp, lor le era milă de tigrul pe care ambii ar fi fost cumva fericiți să-l salveze. Dar tigrul a rămas îngânfat și nu le-a permis să facă acest lucru. Deci stăpânul a încercat și pe tigru să o salveze, dar tigrul n-a vrut să accepte acele sfori, mai știu eu ce. Și morala acestei metafore, acestei narațiuni, este că, bineînțeles, vaca reprezintă un suflet predat. Vaca îl reprezintă pe un discipol, pe un practicant spiritual, pe sadaka, care înțelege că doar prin puterile mele proprii eu nu o să mă pot să mă eliberez din încătușarea existenței materiale, adică din acel noroi al vieții materiale. Dar stăpânul meu divin, Ishvara, divinitatea supremă, va fi capabil să mă elibereze. Și vedele descriu două căi. Una se numește Avaroha, ceea ce înseamnă încercare de a te elibera cu propriile tale puteri, și a doua cale se numește Vararoha Panta, adică calea descendentă. Prima este calea ascendentă și a doua este calea descendentă. Și în tradiția Bhakti accentul se pune pe calea descendentă, adică calea în care puterea, grația și energia divină vine pentru a proteja devotatul de toate pericolele existenței materiale și pentru a-l ajuta să avanseze în practica lui spirituală. Tigrul, bineînțeles, reprezintă o persoană materialistă care este îngânfată de falsul său ego, care este foarte încrezută în puterea sa proprie, care, bineînțeles, că este foarte limitată. Și persoanele materialiste de obicei au această stare de spirit: eu însuși sunt stăpân mie, eu sunt proprietarul meu propriu. Lacul cu noroi reprezintă lumea materială și luptă pentru existență. Și, bineînțeles, stăpânul îl reprezintă pe Ishvara sau pe Divinitatea Supremă împreună cu Maestrul Spiritual. Ei reprezintă aceeași echipă. Când Bhaktivedanta Swami a fost întrebat odată la cine este mai favorabil să ne gândim, la Guru sau la Krishna sau la Ishvara, Divinitatea Supremă, Bhaktivedanta Swami a spus că în momentul în care te gândești la Guru, în mod inevitabil te vei gândi la Ishvara, pentru că Guru te învață cum să te predai Divinității Supreme. Și în momentul în care te vei gândi la Divinitatea Supremă, inevitabil cu gândurile vei trece la gândurile la Maestru Spiritual, pentru că ei reprezintă o echipă, da? Mama și tata. În Shrimad Bhagavatam avem un verset foarte frumos care vorbește despre cele două puteri. Aș vrea să oferim câteva minute acestei nuanțe, pentru că este importantă în contextul discuției despre Ishvara Pranidhan, despre predarea Divinității Supreme. Deci avem un verset în Bhagavatam în care este versetul 20 din capitolul 10 din canto 9 din Bhagavatam, în care se povestește despre, în ghilimele, armele maimuțelor din armata Domnului Ramachandra. Versetul spune:
Angada și ceilalți comandanți de soldați ai domnului Ramanchandra au înfruntat elefanți, infanteria, cai și carele de luptă a inamicilor săi și au aruncat împotriva lor bușteni, piscuri de munte, buzdugane și segeți. Astfel, soldații domnului Ramachandra i-au omorât pe soldații lui Ravana, care își pierduseră orice șansă de izbândă, deoarece Ravana fusese osândit de furia mamei Sita. Eu nu o să explic acum acest verset, dar esența versetului este că soldații demonului Ravana erau echipați cu arme foarte moderne de război. Pe când maimuțele din armata domnului Ramachandra nu puteau face altceva decât să arunce cu pietre, cu piscuri, cu copaci, cu bușteni. Deci ei aveau bețe în mâinile lor. Cu asta ei luptau contra armatei demonului Ravana. Doar, se spune că doar domnul Rama și Lakshmana, fratele lui, deci ei aveau niște arme, niște săgeți mistice cu care a luptat contra lui Ravana. Și în comentariul său, Bhaktivedanta Swami explică, el spune, există două tipuri de putere. Una se numește Daiva și a doua se numește Purushakara. Daiva înseamnă puterea care este obținută din transcendență. Puterea obținută din transcendență noi o obținem prin sadhana, prin practica noastră zilnică de japa meditație, de urmare a principiilor regulatoare, de studiul șastrelor, scripturilor sacre, din sadhusanga mai ales, sadhusanga, asociere cu practicanții spirituali, este o sursă foarte mare de daiva, de putere spirituală. Din puja, venerarea zeităților, din acele upasanam, din venerarea și din urmarea instrucțiunilor maestrului spiritual, adică din toate elementele practice noastre de sadhana, noi obținem daiva. De ce? Pentru că daiva reprezintă puterea divinității supreme, care vine din transcendență. Și a doilea gen de putere se numește Purushakara, ceea ce înseamnă puterea adunată prin inteligența noastră proprie, care este foarte limitată, și prin eforturile noastre. Și Prabhupada scrie, bineînțeles, că puterea transcendentală este întotdeauna superioară puterii materialiste. Prin urmare, deși aceste maimuțe care nu erau dotate cu arme moderne și erau dotate doar cu niște bușteni, cu niște bețe, cu niște pietre, în ciuda faptului că armata lui Ravana era mult mai mare decât armata domnului Ramachandra, datorită faptului că maimuțele dependeau de domnul Rama, ele s-au predat domnului Rama, ele aveau această putere divină și au fost capabile să-l câștige, să-l învingă pe Ravana. Și în mod similar, un sadaka, în ciuda faptului că noi nu suntem dotați cu calități transcendentale, samskarurile noastre, amprentele noastre, impresiile noastre materiale sunt groaznice. Deci ce am văzut noi în viața noastră materială, ce am auzit, e groaznic din punct de vedere al purității minții și așa mai departe. Deci noi nu suntem dotați cu calități transcendentale. În ciuda acestui fapt, dacă noi ne predăm divinității supreme, noi vom obține de la el această daivă, putere transcendentală care ne va ajuta să depășim toate obstacolele. Și Vigyana Bhikshu, un comentator al Yoga Sutrei, în această referință, el spune Ishvara ca Domn este originea creației, stăpânul energiei iluzorii și controlorul legii karmei. Prin urmare, el are puterea și își poate îngădui să încalce legile karmei, acordând eliberarea propriilor credincioși devotați, bhakta, printr-un act arbitrar de har, care se numește Kripa. Kripa înseamnă din compasiune față de entitățile vii. Divinitatea supremă este capabilă să anuleze reacțiile karmice al devotatului respectiv și să le libereze din ciclul de naștere și de moarte. Și există o mulțime de texte vedice, autentice, precum versete și shloka din Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Purane, care indică faptul că Ishvara este asociat cu o divinitate personală, cu un Dumnezeu personal, care este o persoană care
este capabil să interacționeze cu sufletele predate printr-o relație eternă de iubire. Și în acest sens trebuie să înțelegem că acest abandon față de divinitate și devoțiunea față de divinitate, devoțiunea sufletului față de Ishvara, este reciproc. Deci în măsura în care sufletul se predă lui Ishvara, Ishvara în mod reciproc se predă sufletului respectiv și îl eliberează din ciclul de naștere și de moarte. Și o să închei discuția de astăzi cu un verset foarte frumos din Ramayana care reprezintă cuvintele Domnului Rama, care este o incarnare a lui Vishnu, a lui Ishvara, Divinității Supreme, adică al lui Dumnezeu Creatorul. Și Domnul Rama spune: Sakrit eva prapanaya stavasmiti yachate abhayam sarvada tasmai dadamyatad vratam mama. Dacă cineva mi se predă mie cu sinceritate, afirmând, Doamne, începând cu această clipă, eu mă predau ție și pe deplin sunt al tău. Eu, Domnul Rama spune, pentru totdeauna îl voi proteja de la ciclul nașterii și morții. Acesta este Vratam Mama, eternul meu jurământ. Vrata, deci jurământul care îl acceptă Ishvara, Dumnezeu, față de sufletul predat. Și aceasta este puterea bhakti, puterea devoțiunii, puterea relațiilor de iubire dintre jiva, suflet și Ishvara. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acum, dacă aveți vreo întrebare referitor la subiectele pe care le-am discutat astăzi, sau poate aveți alte întrebări, vă rog, nu vă rușinați. O să încerc să fac față. Da, Radu, te rog. Eu am citit și Bhagavad Gita de mai multe ori, și astăzi am auzit, eu nici acum n-am înțeles ce înseamnă transcendent. Adică am ascultat, dar n-am, deci eu n-am înțeles, dar am așa o... Da. Transcendent, după câte țin minte, din punct de vedere etimologic, înseamnă transcendence. Transcendence înseamnă, deci, dincolo de simțuri, dincolo de percepție senzorială al simțurilor noastre limitate materiale. Adică transcendența este lumea transcendentală care nu poate fi percepută prin, cum spunea, cred că Plato, el spunea, lumea ideală, care nu poate fi percepută prin ochii noștri, prin urechile noastre, prin simțurile noastre limitate, prin mintea și inteligența noastră. Nici măcar inteligența nu are accesul în lumea transcendentală, de aceea Mahabharata ne avertizează, Tarko Apratishta, nu încercați să înțelegeți transcendența, lumea spirituală transcendentală prin tarka, prin logică, da? Sau prin acumularea cunoștințelor. Cunoștințele sunt foarte importante, am vorbit despre acest lucru în contextul Swadhyaya, dar ele nu sunt suficiente. Cunoștințele avem nevoie ca să invocăm acest sentiment de devoțiune față de Ishvara. Și atunci Ishvara ne revelează, se revelează pe sine, fiind o persoană transcendentală și lumea lui care este lumea transcendentală. De ce Mahabharata spune Tarka Pratishta Shrutaya Vibhina? Prin logică, prin inteligența materială a Pratishta, ea este inconsistentă. Nu o să puteți realiza nimic din domeniul transcendental. Shrutaya Vibhina. Însuși chiar și vedele sunt foarte sucite și e foarte greu să le înțelegi. De aceea Mahabharata spune Tarka Pratishta Shrutaya Vibhina Nasa Drishir Yashamatam Nabhina. Și atunci am putea să gândim, ok, dar poate ascultând discursurile multor înțelepți vom putea să avem accesul în lumea transcendentală. Și Mahabharata spune nu, pentru că și înțelepții au diferite opinii și deseori se ceartă. Unii spun ba că adevărul absolut este impersonal, alții spun stai, nu că el este personal. Și atunci e greu să înțelegi chiar și ascultându-i pe mari înțelepți.
Și atunci întrebarea retorică este și ce-i de făcut? Și Mahabharata răspunde, Tarka pratishta shrutaya vibina, nasadri shirya samatamna vina, dharmasya tatva nisito guhayam. Dharma, principiile religioase, principiile spirituale, cunoașterea transcendentală este ascunsă nisitam guhayam, în adâncul inimilor, sufletelor realizate. Suflete realizate, sufletele iluminate, care au atins perfecțiunea în practica lor de yoga, de yoga sadhana, ei au accesul la transcendență. Și prin urmare, Mahabharata ne învață Mahajano enagata sapanta. Dacă vreți să realizați transcendența, urmați pașii sufletelor realizate. Și atunci ei o să vă arate cum să obțineți accesul la lumea transcendentală. Dar, încă o dată, revenind din punct de vedere etimologic, deci transcendență înseamnă dincolo de simțurile, dincolo de percepția noastră senzorială. Și, Radu, știi bine că, de exemplu, există o mulțime de unde pe care urechile noastre nu le aud. Există diferite culori, combinații de culori pe care ochii noștri nu percep. Deci simțurile noastre sunt foarte limitate. Din acest punct de vedere, vă dați seama că chiar și din punct de vedere material, simțurile noastre sunt foarte limitate. Ce să mai vorbim despre aspectul transcendental sau lumea spirituală care nu poate fi percepută cu simțurile. Ți-am răspuns la întrebare, Radu? Ok, dar pornește microfon. Da, vreau să întreb și de data trecută nu mai știu, nu vine acum numele personajului, când al 10-lea copil, de fapt nu, e de duminică. Când este vorba despre Narayana, că a fost invocat, adică este Ajamila, da. Așa. Al 10, adică când rostește numele lui Narayana, da. Eu vreau să întreb așa cum funcționează, adică nu știu dar cum să adresez întrebarea, cum să... Adică atunci când invoci... Da, uite. Da, nu sunt, deci eu n-am înțeles, am citit din Bhagavad Gita, dar n-am înțeles asta. Da. Radu, eu vreau să spun că echipa ta de oameni care nu înțelege este foarte mare, pentru că ea include și pe Domnul Brahma, care este creatorul Universului. Nici măcar Domnul Brahma nu înțelege cum, din punct de vedere tehnic, acest lucru are loc. Nici Indra nu înțelege, care este zeul zeilor din planetele cerești. Deci echipa voastră, noastră, este foarte mare. Deci ea, în două cuvinte, pentru că eu am ținut 4 lecții la rând, 4 duminici la rând am explicat aceste lucruri, de aceea în două cuvinte, ideea de bază al acestei narațiuni este Abhinatva Nama Namino. Numele sacru este non-diferent de Divinitatea Supremă. Numele sacru este un aspect vibrațional al Divinității Supreme. Ișvara se manifestă prin vibrația numelui sacru. Și în măsura în care noi cu devoțiune incantăm acest nume, în această măsură Divinitatea Supremă se manifestă în toată puterea sa prin intermediul acestei vibrații. Prin urmare, legea Universului spune... Așa este gândit Universul, așa Ishvara l-a gândit. Că o persoană care invocă numele Divinității în momentul morții obține ceea ce se numește, în limba română tot se numește amnistie. Amnistie, da? Deci amnistie. Deci cum înainte de alegeri, de obicei, politicienii sau președintele țării fac acest lucru. Deci ei... semnează amnistie pentru mulți, cum se numesc ei, infractori, da? Pentru că în acest mod ei obțin și ei voturi, da? Și devin mai populare. Și iată, în cadrul Universului, de asemenea, există această opțiune de amnistie.
Opțiunea este activată în momentul în care un suflet, știind, neștiind, cu cunoaștere, fără cunoaștere, dintr-o credință preliminară slabă sau dintr-o fermitate, dintr-o convingere mare, invocă numele Divinității. El primește amnistie de la toate reacțiile sale păcătoase și atunci, în funcție deja de avansul lui spiritual sau avansul ei spiritual, în cazul lui Ajamila s-a întors repede în corp, a plecat în Haridwar. Astăzi am făcut o postare pe pagina noastră de Facebook despre gloria lui Haridwar, deși am scris doar puțin despre el. Și în Haridwar, Ajamila și-a continuat, pentru câțiva ani, și-a continuat practica spirituală și a atins toate realizările necesare și a plecat după aia în lumea transcendentală. Dar în cazul unor suflete care nu erau atât de avansate, în orice caz, invocarea numelui sacru al Divinității Supreme, fie Vishnu, fie Narayana, fie Rama, Mahatma Gandhi, când a fost împușcat, ultimele lui cuvinte au fost Om Shri Ram. Acestea au fost cuvintele pe care el le-a pronunțat murind, decedent. Și atunci, fie Rama, fie Krishna, fie Rama, fie Hari, Govinda, toate aceste nume transcendentale au potența de a oferi amnistie de la reacțiile karmice ale entităților vii. Era un mare sfânt în India de Sud, în Orissa, care în timpul vieții sale era glorificat că, wow, tu ești un maestru spiritual realizat, un suflet iluminat, noi îți oferim plecăciunile noastre respectoase și așa mai departe. Și într-o zi, devotatul respectiv n-a mai rezistat și când s-a adunat o mulțime mare de oameni, s-a adresat lor și a spus: sunt eu sfânt sau nu sunt sfânt, e un lucru dubios. Deci e un lucru care nimeni nu știe. Dar și eu și voi vă ști dacă în momentul morții mele eu voi repeta numele sacre. Atunci, cu siguranță, acest lucru va fi o dovadă a faptului că am fost un sfânt în timpul vieții mele. De aceea, în toate religiile, tradițiile spirituale, în Yoga Sutra, comentatorii foarte, într-un mod foarte evident, subliniază necesitatea de a invoca Pranava Om, care de asemenea este un nume al Divinității Supreme, o vibrație transcendentală. În majoritatea tradițiilor din spirituale și succesiunilor disciplice din India se subliniază importanța de japa, meditația, ceea ce înseamnă invocarea numelui sacru, și de kirtan, cântare congregațională al numelor sacre. Deci aceasta este realitatea. Poți să mai asculți încă o dată, să revii la acele înregistrări și o să auzi mai multe detalii deja în cadrul acestei idei de bază, că Abhinatva Nama Namino, numele Divinității și însuși Divinitatea sunt non-diferite. Cu mare drag, Cosmine, tu ai avut o întrebare? Este o întrebare pe Facebook. Și anume, este o întrebare dacă, legat de văcuțe, știm că sunt sadvice. Întrebarea este dacă pisicile pot fi încadrate la această categorie as well. Pisicile sunt drăguțe și sunt suflete spirituale, dar din păcate nu sunt sadvice. Deci îmi pare rău, dar don't shoot the messenger, deci e descris în scripturile vedice și în probabil că această afirmație putem să o găsim în comentariile maestrilor spirituale, deci cred că acolo, nu știu dacă chiar în vede într-un mod direct este descris acest lucru, dar întrebați pe orice maestru spiritual veritabil și eu o să vă spună că câinii, pisicile, deci sunt animale în modul ignoranței. Și, prin urmare, prezența lor în cămin, în casa în care locuiești, nu este favorabilă pentru avansul spiritual. Și aici apare, deseori apare întrebarea, ok, ce facem cu câinii și pisicile pe care le avem acum? Deci nu facem nimic, nu-i strangulăm,
nu eram cam afară, nu-i ucidem, nu facem nimic, îi lăsăm frumos să-și trăiască viața lor, pentru că vedele din altă parte descriu că animalele domestice sunt ca niște copii și atunci orice încercare de a îi arunca afară sau de a face ceva cu ei este încălcarea principiului de ahimsa. Ideal este de a da aceste animale cuiva, deci membrilor de familie, cuiva, unor persoane de încredere, dar uneori, din păcate, nici acest lucru nu funcționează, pentru că animalele sunt și ele persoane, au și ei un anumit psihic și deseori ele nu acceptă să fie mutate dintr-un loc în altul. De aceea, dacă aveți animale acasă, le lăsați frumos în pace, ei își trăiesc viața, dar după aia nu luați alte animale în casă, pentru că nu este favorabil pentru avansul spiritual. Aceasta este o instrucțiune pentru sadaka serioși. Deci dacă sunteți, vreți să rămâneți la un nivel de sadhana amatoare, atunci este alegerea voastră, nicio problemă. Dar dacă vorbim despre o sadhana serioasă, atunci mediul în care noi locuim, el trebuie să fie cât mai satvic, pentru că oamenii care dețin animale de casă, ei știu cât timp este investit, ei știu că trebuie, deci blana care pică peste tot, peste jos, alte lucruri care le fac animalele în casă, mâncarea pe care trebuie să o cumpărați, care acest dog food sau cat food, nu neapărat că este vegetariană, deci sunt o mulțime de probleme care trebuie să fie cumva gestionate și din punct de vedere logistic. De aceea, nu vă încurcați, dacă vreți să vă exprimați cumva sentimentele voastre fine, exprimați-le pe ființe umane și nu pe animale. Deci animalele trebuie să fie îngrijite, dar există modalități de a îngriji animalele într-un mod în care nu va fi dăunător pentru avansul nostru spiritual. Mulțumim. Și ca și un follow-up, dacă am avea, spre exemplu, ipotetic, dacă ar fi vorba de o curte, dacă avem animale în curte. Da, animale în curte este absolut ok. Acum am vorbit despre cămine, am vorbit despre apartamente. Animale în curte este absolut ok și chiar în scripturile care vorbesc, de gen Dharma Shastra, deci care explică care sunt datoriile casnicilor, se explică că datoria unui casnic este de a-i furniza câinelui un câmp, un spațiu în care câinele poate să-și realizeze tendința sa de a proteja casa stăpânului și câinele respectiv din casă trebuie să fie îngrijit, trebuie să fie hrănit la timp și așa mai departe. Pisicile și-au și ele rolul lor lângă casele gospodarilor, casnicilor, ele prind șoricei și așa mai departe. Deci toate animalele au rolul lor, dar În tradiția vedică strictă, în care scopul vieții era de a atinge cât mai rapid modul bunătății, fiecare animal își avea locul său, spațiul său și atunci această interacțiune sănătoasă dintre oameni și animale nu era dăunătoare pentru nimeni, era din contră, era favorabilă. Deci e lângă casă, cu siguranță, nicio problemă. Vă mulțumim! Cu mare drag! Da, Luiza, te rog. Ați spus la un moment dat că Ishvara înțelege prezentul, trecutul și viitorul. Da. Și voiam să mă întreb dacă și la ce se vă referiți mai exact cu viitorul. Adică noi avem liber arbitru și el știe dinainte ce vom face, ce alege vom face, dar în același timp ne lasă liberul arbitru. Tu ai spus corect că Ishvara înțelege ce vom face noi, pentru că el știe foarte bine care sunt tendințele noastre, obișnuințele noastre. Okay. Deci, în acest sens, e un gen de acintia. Acintia înseamnă, e inconceptibil acest lucru. Deci, dintr-o parte, Ishvara cu siguranță știe ce se va întâmpla în viitor. Din altă parte, Ishvara ne lasă nou liberul arbitru și când se spune că el știe ce va fi în viitor, se spune mai mult, se pune accentul pe faptul că el știe care sunt tendințele noastre și obișnuințele noastre. De exemplu, eu știu că acum, în câteva minute, Cosmin o să spune: vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi.
și astăzi am discutat lucrurile cu tare, cu tare. Deci eu știu acest lucru, dar în același timp Cosmin are liberul lui arbitru. Deci el ar putea să spune, dragi prieteni, astăzi nu am niciun chef să închei discuția de astăzi, de aia, ceau, la revedere. Deci acest lucru este posibil. Cel mai probabil că Cosmin nu va face acest lucru, dar liberul arbitru oricum rămâne după el. Deci eu știu, din punct de vedere al obișnuinței lui Cosmin și al tendinței lui de a face anumite lucruri. În mod similar, fiind paramatma, supra-sufletul situat în inima sufletului, paramatma este conștient de modalitatea noastră de a gândi, el este conștient de conștiința noastră. El este conștient de faptele pe care, de lucrurile pe care noi le conștientizăm și de tendințele noastre intrinsice. În urmare, el știe, el ne lasă liberul nostru arbitru, dar el în același timp este conștient de tendințele pe care le aveam noi și din acest punct de vedere, deci el știe viitorul. Am înțeles. Și această anulare arbitrară a reacțiilor karmice poate să fie ca urmare a faptului că el înțelege viitorul? Tendințele noastre, cumva? Poate, da, poate să fie datorită faptului că el înțelege viitorul, cu siguranță, dar în general această amnestie, deci dorința lui Ishvara de a oferi grație sau amnestie entităților vii condiționate, mai mult este descrisă din punct de vedere al, nu al faptului că Ishvara este conștient de viitor, dar al faptului că Ishvara are o anumită natură. El are un anumit caracter. Caracterul lui este Karuna. Karuna înseamnă grație și compasiune. El este o persoană iubitoare. Și de ce uneori se spune că love is blind, iubirea este oarbă. Prin urmare, Ishvara nu este foarte preocupat de starea Universului din punct de vedere al cum vor merge lucrurile din punct de vedere organizațional în cadrul Universului, dacă scot vreo două, trei suflete din această matrice karmică al Universului. Pe Ishvara nu-l interesează acest lucru, el nu este preocupat de acest lucru pentru că el va gestiona acest lucru. El în primul rând este preocupat de interesul sufletelor pe care el vrea să le elibereze, deci de binele sufletului pe care el vrea să-l elibereze. Cum de exemplu un conducător, n-aș vrea să folosesc cuvântul profesionist, dar un conducător care are o anumită integritate, care are o anumită înțelepciune. El, sunt conducători care se gândesc, în primul rând, sunt preocupați de, cum se spune, just business, adică doar de afacerile companiei lui proprii. Și atunci el acceptă în firma lui sau, cum se spune, de demisia angajaților lui din firmă în funcție de necesitățile și de interesele firmei lui proprii. Acesta este un conducător care, dacă el este preocupat doar de interesele firmei lui proprii, el cu siguranță după un an, doi, trei, el va da faliment, pentru că nu funcționează lucrurile în modul următor. Dar un lider, un conducător, el trebuie să țină un echilibru dintre interesele firmei lui și interesele personale ale angajaților și chiar mai mult el trebuie să fie preocupat de interesele personale al angajaților. Și atât în acest sens, Ishvara, Dumnezeu, el este un Ishvara, cum se spune, un Ishvara de treabă, un Ishvara profesionist, un Ishvara cu calități divine, pentru că el în primul rând este preocupat de interesele sufletelor condiționate, de binele sufletelor condiționate. Și nu este preocupat atât de interesele Universului care trebuie să fie menținut. De aceea, el întotdeauna depune foarte multe eforturi pentru a trezi inteligența sufletelor condiționate și de a-i transforma în viveche. Viveche înseamnă cei care au o inteligență trezită și de a-i elibera din ciclul de naștere și de moarte. Cu mare drag, Luisa. Da, Gabriela, te rog.
Aveam o scurtă întrebare legată de acel verset din Bhagavad Gita în care se spune renunțați la toate religiile și dedicați-vă mie și vreau să înțeleg un pic mai bine. Știu că ați spus că o să-l discutăm când ajungem la Bhagavad Gita, dar aveam o scurtă nelămurire. Cum putem interpreta acel verset în lumina a ceea ce am reținut eu când am studiat Bhagavad Gita anul trecut la seminarele dumneavoastră, în care nu mai aduc aminte de în ce verset, dar am rămas cu ideea că indiferent cui ne rugăm, in the end, în cele din urmă ne rugăm toți lui Krishna, dacă am reținut bine. Era un verset în care se spunea asta. Krishna spune sarva dharma parityaja. Deci cuvântul dharma este de cheie aici. Dharma înseamnă religie. Prabhupada în acest context traduce cuvântul dharma ca religie. Dharma înseamnă datoriile noastre mondene, lumești. Dharma înseamnă rolurile pe care le jucăm noi în cadrul lumii materiale. Și Krishna spune, abandonează toate aceste dharme mondene și fii preocupat doar de dharma ta, cea mai importantă, dharma sufletului tău, de datoria sufletului tău. De aceea, da, cu siguranță toate religiile vorbesc despre iubirea față de Divinitatea Supremă. Dar religia are două aspecte. Deci unul este aspectul superficial al religiei și aspectul intrinsic. Aspectul intrinsic este exact Ishvara Pranidhana, abandonul total față de Dumnezeu. Aspectul superficial este religiozitatea, când omul merge la biserică, pune o lumânare, face închinăciuni, oferă rugăciuni, dar el nu are în inima lui sau în inima ei, nu are această emoție devoțională. Da? Nu are cu adevărat calități spirituale, nu are iubire față de toate entitățile vii, iubire față de divinitate. Și acest lucru îi frustrează foarte mult pe oamenii inocenți. Când ei văd, cum se spune, când ei văd această fățărnicie, da, omul este foarte religios, orgolios religios din punct de vedere exterior. Și în același timp, în viața lui practică sau în viața ei practică, deci el nu dă doi bani pentru o relație interumană cu alte entități vii sau cu alte ființe umane. Și de aceea, când Krishna spune abandonează aceste toate religiile, el vorbește despre lucrurile superficiale. El nu vorbește despre devoțiune față de Ishvara. El vorbește despre aspectul ritualistic, superficial. Am înțeles. Deci nu făcea comparații între religii sau asta, ci pur și simplu de aspectul ăsta superficial în care un om e foarte credincios, merge la biserică sau la templu, dar se comportă foarte urât, gen cu familia sau cu prietenii. Da. De ce? Pentru că nu are Ishvara Pranidhana, nu are devoțiune față de Divinitatea Supremă, pentru că dacă ar fi avut o devoțiune adevărată față identități de persoana supremă, el ar fi avut o atitudine de iubire și față de toate entitățile vii. Deci devotamentul nostru față de divinitate se reflectă în primul rând în relațiile cu cei din jur. Corect, proporțional se reflectă. Mulțumesc mult! Cu mare drag. Ok, cred că o să încheiem aici, Cosmine. Îți dau cuvântul ție, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi foarte mult. O secundă așa. Mulțumim și noi, Radha Govinda. A fost, ca de obicei, niciodată nu am simțit mai condiționat. Acum trebuie să spun lucrurile de care m-ați făcut aware, că o să spun. Dar asta este, îmi voi face slujba, asta este singurul meu drept, ok? Așa, vă mulțumim și vouă, dragi invitați. Și a fost un public minunat și mă bucur foarte mult atunci când văd întrebări la sfârșit. Mereu îmi place să aud părerea oamenilor și tot timpul aud perspective care îmi plac. A fost o lecție foarte interesantă, deci am văzut în primul rând cine este Ishvara și am studiat câteva din cele mai faimoase versete care fac referință. Am învățat ce înseamnă Ishvara Pranidhana, adică abandonul față de divinitate, adică predare, devoțiune constantă. Așa.
Și am văzut cele 6 aspecte ale predării față de Ishvara, care mie personal mi-a plăcut foarte mult. Și am auzit minunata... o secundă. Mi-a gliciuit PC-ul pentru o secundă. mi-a plăcut foarte mult povestea cu tigrul și cu vaca, care a fost foarte frumoasă și mereu, cred că am auzit de 3 ori până acum, dar mereu este foarte, foarte inspirantă și, nu știu, doar îmi place pur și simplu. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm data viitoare, miercuri de la ora 19 și duminică de la ora 16. La revedere! Thank you.